Am petrecut o săptămână întreagă cu noul Maxi Scooter BMW și trebuie să recunosc, sunt impresionat. Dar, cârcotaș din fire, am și câteva comentarii. Am acest scooter de câteva zile, m-am obișnuit deja cu el, îmi place foarte mult. Foarte tare că după ce mergi cu așa ceva, nu mai e nevoie de nicio motocicletă, practic. E pur și simplu senzațional. E foarte manevrabil, foarte ușor de condus, e zelnic. Are 650 de cm cub și 2 cilindri în linie. Pur și simplu te joci cu el, o plăcere să mergi cu el în trafic. În momentul de față, ca să facem filmarea, partidul este lăsat în poziția de jos. Este reglabil pe 3 poziții, reglabil pe înălțime. Atunci când l-ai adus sus, se ține pe undeva pe aici și reflectează tot vântul, nu mai simți nimic. Protecția la vânt este foarte bună în partea superioară a corpului, foarte bună la picioare, dar medie la mâini. În plus, parcă aș fi vrut ceva mai multă putere de la manșoanele încălzite. Șaua este foarte confortabilă, atât pentru tine cât și pentru pasageră. Mai este și încălzită pe deasupra, dar parcă are un unghi ciudat, astfel încât poți aluneca în față în timp ce mergi. Bun, acum să vedem cât este de scooter acest Maxi Scooter de la BMW. Toată lumea este oprită la stop, iar noi vom încerca să ne strecurăm printre mașini. Nu, e ok, nu e foarte lat, asta îmi place, mă rog, e lat să te protejezi de vânt, dar poți să te strecuri dacă ai ceva loc. Treaba e că e destul de lung și nu-l poți întoarce chiar din scurt. Deși e clar mai confortabil decât o motocicletă și mai ușor de manevrat în trafic, are un ampatament mare, e lung cât o motocicletă și asta înseamnă că e nițel mai greu să mergi între mașini, dar, după câte vedeți, eu nu am nicio problemă cu el. Per total, este unul dintre cele mai confortabile vehicule pe două roți pe care am mers. Mult mai confortabil decât o motocicletă, în orice caz. Motorul sună și se comportă foarte bine la orice turație. Alimentarea este foarte precisă și accelerația foarte promptă. Frânele cu ABS sunt foarte eficiente și nu ai nevoie decât de două degete ca să te oprești. În plus are și traction control. Din punctul meu de vedere, nu este foarte folositor, mie nu mi-a intrat niciodată, doar să fie primit. Și acum, hai să vorbim despre preț. Costă cam cât un Logan Full Option, cât un F800 GS, sau cât o motocicletă japoneză de un litru. Pare mult și, într-adevăr, este mult. Dar ăsta e prețul pieței. Nu costă mai mult decât rivalul său direct, Yamaha T-Max. Această mașinărie este o alegere foarte bună și pentru ieșire de weekend cu prietenii. Are suficientă putere, frânele sunt foarte bune, suspensiile sunt bine setate și se poate lăsa pe viraj aproape ca o motocicletă. Dacă ai buget și dacă ai nevoie de un vehicul cu care să te învârți prin oraș și prin împrejurimi, fără să fii nevoit să schimbi viteze, e bine, iată-l! BMW C650 Sport. Cu siguranță nu te va dezamăgi.